O femeie în vârstă de 44 de ani a murit după ce a mirosit o sticluță de parfum. Partenerul său vrea acum să-i facă dreptate și amenință că va da în judecată Rusia. Cei doi cetățeni britanici au mirosit o sticlă de parfum care conținea o substanță toxică. Incidentul a avut loc în iulie 2018. Lichidul aflat în sticluța de parfum conținea un agent neurotoxic. Se crede că substanța a fost folosită în tentativa de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal, a fiicei sale și a fostului ofițer de poliție Nick Bailey. Cei trei au fost otrăviți în luna martie a acelui an. După ce au mirosit parfumul, cei doi parteneri au ajuns de urgență la spital, în timp ce femeia în vârstă de 44 de ani a murit otrăvită. Partenerul său a fost externat din spital câteva săptămâni mai târziu, dar cu probleme grave de sănătate. Bărbatul a suferit multiple accidente vasculare cerebrale și leziuni nervoase în urma expunerii la această substanță. Audierile în cazul acestui incident au fost amânate până în 2024. Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu sticla de parfum între martie și iulie 2018. Poliția metropolitană a identificat 3 suspecți ruși implicați în otrăvirea acestor persoane. Aș vrea să știu despre cei 3 ruși care au venit acolo, aș vrea să găsesc o modalitate de a-i trage la răspundere. Aștept, vreau compensații pentru suferință, a declarat bărbatul care și-a pierdut partenera pentru The Sun. Bărbatul spune că are coșmaruri și că se simte vinovat de moartea partenerei sale. El a aflat că femeia a murit otrăvită câteva săptămâni mai târziu, abia după ce s-a trezit din comă. Avocații care acționează în numele guvernului spun că au fost găsite informații referitoare la acest incident în peste 1000 de documente, relatează știrile ProTV.ro.